Bună, prieteni, eu sunt Bogdi și azi vă o să fac o nouă recenzie la cartea Ninja Kid 2 de Endo. Dacă ați urmărit prima parte, aceasta a fost în engleză. Acum fac partea a doua la Ninja Kid 2 în română, deoarece această carte am citit-o în română. Această carte este din nou despre Nelson și verișorul lui, Kenny, dar și bunica lui. Nelson, după cum știți, în cealaltă carte a devenit un ninja. Dacă cumva nu ai urmărit cealaltă recenzie, poți intra pe primul link din descriere. Revenim. De data aceasta, Nelson vede că se întâmplă niște lucruri ciudate la mama sa când s-a dus cu mama sa la cabinetul stomatologic. A văzut niște aparate care se mișcau. Dar a văzut niște întâmplări ciudate de fiecare dată când a început să plouă. Dar el nu s-a lăsat pe cupaș până nu a descoperit ce se întâmpla. Adversarul lui, care a descoperit acum că este fratele geamăn al tatălui său, a creat o mașină pentru a controla toate lucrurile electrice în timpul ploii. Dar Nelson salvează situația. Cum a făcut-o? Vei descoperi singur când citești cartea. Ninja Kid 2, un ninja zburător. Vă recomand pentru că este o carte foarte interesantă și nu este deloc grea și este captivantă și plină de imagini. Dacă vă place conținutul, nu uitați să dați un subscribe, să apăsați pe clopoțel, să scrieți un comentariu cu ceea ce v-a plăcut și sau pentru a-mi da un feedback și să zdrobiți buzonul de like. Așa că nu uitați, ne vedem data viitoare!